Rusia poartă războiul pe toate fronturile, atacă Ucraina cu arma și Europa cu ce are la îndemână, gazul și petrolul. Când încheie conductele, prețul sare în aer. Cum să evităm aceste crize ce ne lovesc la linia frontului? Discut cu Ionuț Purica, expert în energie. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua! Vedem astăzi creșteri și la gaz și la petrol. Unde duce Rusia prețul? Care îi sunt intențiile până la urmă? Trebuie înțeles un lucru. Noi suntem în momentul de față într-un război cu Federația Rusă, război hibrid, cum se spune, un război care are componenta economică. Doamne ferește, de aia militară, vedeți ce se întâmplă în Ucraina. În condițiile date, piața, așa zisa piață de energie, este manipulată și evident controlată cumva, vorbim de Germania, de țările din Europa centrală, este foarte clar că e controlată și jucată, dacă vreți, de faptul că rușii dau sau nu dau sau opresc sau nu opresc gazul către țările respective. Noi avem cantitățile noastre de gaz și, dacă vreți, ar trebui să urmăm și avem un sistem de energie electrică foarte bine pus la punct, care are diverse surse de generare de energie electrică. Ar trebui să menținem sursele astea, să nu închidem cărbunii, de exemplu. Vedeți că Germania deja începe să-și deschidă centralele pe cărbune și amână închiderea centralelor nucleare. Ar trebui să facem ce face și Spania. S-a decuplat de piața europeană, care de fapt acum nu există, pentru că nu mai există competiție. Toată lumea crește prețul, ori asta nu e piață. În condițiile date, Spania își ia gazul din Algeria, dar au pus prețuri reglementate care îi asigură o dezvoltare economică și, bineînțeles, puterea de cumpărare a populației. Ceea ce trebuie să facem noi acum este foarte clar să lucrăm la prețul energiei. De exemplu, în 2019 n-am văzut o companie din piața de energie de atunci care funcționa să se plângă că n-a făcut profit și în același timp ne lăudam că economia crește cu 7-8% cu o inflație de 2% sau 3% și cu un deficit bugetar în parametri. Acum zicem creștere de 7%, numai că deficitul bugetar e 7%, inflația e de 15% și, bineînțeles, puterea de cumpărare a populației scade. E foarte clar un lucru încă. Toate măsurile pe care țările afectate de lipsa gazului din Federația Rusă le cer populației, reduceri de consum și așa mai departe, ar trebui cumva gândite într-un context în care, pe de altă parte, se cere creșterea numărului de stații de alimentare al mașinilor electrice. Păi reducem consumul sau nu reducem? Sau creăm numai o psihoză în populație că se reducă consumul de energie electrică, dar să crească numărul de mașini electrice care merg pe baterii? Sunt o serie de elemente pe care ar trebui noi să le analizăm ca atare în baza condițiilor pe care le avem noi ca economie, a avantajelor competitive, a faptului că avem gaz natural, să creștem producția internă, să creștem producția din offshore, să aducem mai mult gaz prin interconectorul Grecia-Bulgaria și așa mai departe. Este foarte clar că în momentul de față suntem într-un război și trebuie să acționăm ca atare. Piața s-a dus. Trebuie reglementate prețurile, nu pentru totdeauna, ci până când se revine la niște condiții de piață adevărată, competiție care reduce prețurile, dorința de profit care crește prețurile și se creează un echilibru. Ajungem în situația să spunem, cresc prețurile și prin asta și veniturile la stat din energie, dar omorâm restul economiei. E un proverb care spune că după ce îmbăiezi un nou născut, trebuie să ai grijă să nu-l arunci împreună cu apa. E foarte clar că avem nevoie să gândim lucrurile astea într-un context integrat, cu o viziune totală a economiei, nu numai a unui sector.
Așa este, domnule Purica. Prim-ministrul belgian a avertizat că următoarele 5 până la 10 ierni vor fi destul de dificile. Există o astfel de estimare pe următorii ani? În orice caz, sper ca guvernul să revină și să ajungă la nivelul de a lua măsuri care să nu fie numai o reînvârtire a sumelor din buget, în sensul că taxăm profiturile mari, dar compensăm plafonarea prețului. Nu, trebuie reglementat totul de la combustibil, producție, transport, distribuție, consum, astfel încât să putem să ajungem să folosim avantajele noastre competitive, anume faptul că avem rezerve de gaz, avem al doilea cel mai sigur sistem de alimentare cu energie electrică din Uniunea Europeană, deci cu un portofoliu variat de producție, deci și cărbune, și hidrocarburi, și nuclear, și de toate. Ori în condițiile astea e foarte clar că lucrurile astea trebuie decise rapid, decise acum, astfel încât iarna să ajungem, să nu trebuiască să vină iarna ca să ne dăm seama că avem probleme. Așa este, domnule Purica, vă mulțumim mult pentru intervenție și pentru informații. Cu plăcere.